Bună ziua! În cadrul atelierului de azi vom face cunoștință cu câțiva dintre specialiștii muzeului, mai bine zis, cu munca acestora. Pentru că cele mai multe mistere, secrete, le ascund timpurile cele mai vechi din istoria omenirii, și din această perioadă s-au păstrat foarte puține mărturii, apare întrebarea de unde și în ce mod istoricii află despre trecut. Răspunsul ar fi foarte simplu, din izvoarele istorice, pentru că fără acestea, istoria nu poate fi scrisă. Oamenii de știință împart izvoarele istorice în materiale, scrise și orale. Atunci când obiectele încep să vorbească, ruinele vechilor așezări, bucăți, rămășițe de vase sau unelte, înseamnă că ele au fost descoperite de arheologi. Doar ei le pot înțelege și explica, iar știința care studiază trecutul omenirii, pe baza descoperirilor și interpretării vestigiilor materiale păstrate, se numește arheologia. Cercetarea obiectelor arheologice necesită cunoștințe vaste. Munca de arheolog presupune foarte multă răbdare, intuiție, obiectivitate, cunoștințe de istorie, geografie, geologie, fizică, chimie și se împarte în trei mari etape. În prima etapă, arheologul identifică vestigiile pe teren, prin perigheze, sondaje, fotografii aeriene. În a doua etapă începe șantierul arheologic, iar a treia etapă este dedicată valorificării științifice a rezultatelor, publicarea unor studii, cărți de specialitate, organizarea unor expoziții. Arheologii au elaborat anumite reguli de căutare a obiectelor vechi și de efectuare a săpăturilor. Săpăturile sunt precedate de așa numitele cercetări arheologice. Mai întâi sunt studiate cu atenție izvoarele scrise. Este cercetat locul viitoarelor săpături. Apoi sunt derulate săpături de probă, care să răspundă la întrebarea dacă există în sol obiecte care i-ar interesa pe arheologi. Dacă se găsește ceva, se pregătește săpăturile de mari proporții. Lucrând, arheologii nu se grăbesc pentru a nu deteriora obiectele din vechime. Ei folosesc în munca lor lopeți nu prea mari, cuțite, șpacluri și periuțe mici. Săpăturile de la suprafață sunt împărțite în pătrate uneori de câte 10 metri. Aceste pătrate, numai că în centimetri, sunt desenate pe hârtie. Aceasta le oferă arheologilor posibilitatea să fixeze și să deseneze cu precizie toate descoperirile. În afară de acestea, ei notează în jurnalele lor cum decurs săpăturile. Obiectele descoperite sunt trimise în laborator. Acolo este clarificată vechimea și rolul lor. Sunt descrise amănunțit cele mai mici informații. Din unele fragmente sunt alcătuite obiecte întregi, astfel acestea capătă o nouă viață. Obiectele descoperite de arheologi sunt păstrate în muzee. Tot în cadrul muzeului sunt și laboratoarele în care sunt trimise obiectele descoperite. Aici îi întâlnim pe restauratori. Restauratorul este persoana care intervine cu mijloace specifice asupra obiectelor degradate pentru a le aduce la forma, aspectul, culoarea, dimensiunile și starea de conservare pe care acestea le-au avut înainte de degradare. El contribuie la cunoașterea semnificației, importanței istorice și aspectului fizic al obiectelor. Rolul fundamental al restauratorului este de a restaura și conserva bunurile culturale pentru generațiile prezente și viitoare. Procesul de restaurare se desfășoară după norme clare. În continuare, vă invit alături de Ana Maria Elecheș, restaurator, să descoperim cum se restaurează un vas ceramic. Salut, prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună la vacanța la muzeu. Astăzi ne aflăm în laboratorul de restaurare ceramică al Muzeului Județean de Istorie și Arte din Zalău. Unii dintre voi poate mă cunoașteți, mă numesc Elekeș Anca și vom restaura împreună un vas ceramic arheologic. Vom urma fiecare pas pe care un specialist restaurator îl urmează în restaurarea științifică a acestor artefacte. Am pregătit un vas ceramic descoperit aici la Zalău și, după cum vedeți, fragmentele ceramice care au fost descoperite pe șantier de către arheologi au ajuns în laborator la noi pentru a le reda viața.
adică pentru a le restaura și a le aduce cât mai aproape de funcția lui și de starea lui inițială pe care a avut-o el înainte. Fragmentele ceramice au fost curățate de pământ, unde au zăcut mii de ani, iar apoi au fost studiate în funcție fiecare de forma, culoarea, grosimea. Ați văzut că le-am așezat pe masă, exact ca și într-un joc de puzzle, care poate și cred că vouă vă place foarte mult. Fragmentele ceramice au fost identificate în funcție de zona pe care ele au ocupat-o în vasul respectiv, în piesa respectivă. Întotdeauna o piesă ceramică este restaurată de la partea inferioară, începând de jos, pornind apoi până sus la buza vasului. Fragmentele ceramice se îmbină între ele în funcție de starea lor de conservare, de cant, de marginea aceasta, și trebuie să fim foarte atenți ca acestea să fie foarte bine curățate, fără a afecta piesa originală, fragmentul, da? Pentru că este o operațiune științifică, folosim substanțe în restaurare care sunt compatibile cu piesa originală, adică nu afectează nici într-un fel această piesă. Acesta este un adeziv special folosit în restaurare, care va polimeriza foarte încet, dar, v-am mai spus, are acest avantaj de a nu afecta piesa și este foarte ușor de înlăturat dacă va fi nevoie în următorii pași ai restaurării. Pentru că vedem, nu toate fragmentele ceramice dintr-un anumit vas sunt recuperate de pe șantier sau poate nu s-au păstrat și atunci vom avea zone lacunare, zone care lipsesc aceste fragmente pe care noi le vom completa ulterior. Fragmentele, cum am spus, după ce au fost identificate, sunt asamblate cu acest adeziv special care, după polimerizare, adică după ce acesta se întărește, devine transparent, după cum se poate observa. Și deja la aceste asamblări pe care le-am făcut înainte. După ce aplicăm adezivul pe marginea curată a fragmentului ceramic, îmbinăm fragmentele care se potrivesc, pe care le-am găsit înainte. Și pentru că acest adeziv polimerizează, adică se întărește, după cum am mai spus, în timp mai îndelungat, foarte repede, putem așeza fragmentele în poziție de echilibru într-o lădiță cu nisip, până când acestea se lipesc, până când polimerizează. După ce vasul este restaurat, toate fragmentele ceramice sunt asamblate. Există, cum am spus, zone lacunare, fragmentele ceramice nu s-au păstrat, pe care le vom completa cu ipsos de modelaj, un material care este compatibil cu ceramica. Dar completarea acestor zone poate că va face obiectul unei alte întâlniri dintre noi, în care vom învăța și acest pas. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi, sper că v-a plăcut lecția noastră de restaurare și că ați învățat lucruri noi.